Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara și bine v-am găsit la Telejurnal. Suntem în direct pe TVR Moldova și TVR Info. Iată titlurile acestei ediții. Ministrul Justiției urmează să depună la Curtea Constituțională o cerere de scoatere în afara legii a partidului Șor, pe care îl acuză că încalcă legislația și acționează împotriva principiilor statului de drept. De mâine, locuitorii municipiului Bălți riscă să rămână fără apă potabilă la robinete și fără serviciul de canalizare, anunță primarul localității. Un etaj al maternității din Cahul a fost renovat și dotat cu echipamente moderne cu sprijinul Guvernului SUA și al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație. De la începutul invaziei în Ucraina, armata rusă a pierdut peste 77.000 de soldați, anunță oficialii de la Kiev, care subliniază că discuțiile de pace pot avea loc doar atunci când Vladimir Putin nu va mai fi la putere. Partidul Șor ar putea fi scos în afara legii. O astfel de sesizare urmează să fie depusă la Curtea Constituțională. Cine este autorul demersului și ce reacție au avut reprezentanții formațiunii, ne spune Natalia Chicu. Natalia, bună seara, te ascultă. Bun găsit, inițiativa aparține ministrului Justiției Sergiu Litvinenko, care a declarat că există toate motivele juridice privind declararea neconstituționalității a partidului politic Șor. Ministrul Justiției a scris că va prezenta o sesizare la Curtea Constituțională. Actul a fost prezentat guvernului și urmează a fi aprobat în ședința de mâine a Cabinetului de Ministri. Potrivit lui Litvinenko, la formularea sesizării au fost luate în considerare jurisprudența CEDO, dar și standardele Comisiei de la Veneția. Este o măsură necesară, a mai scris ministrul Justiției, deoarece partidul Șor continuă și în prezent să încalce legislația și să acționeze împotriva principiilor statului de drept. De asemenea, constatările autorităților din SUA, dar și informațiile care au apărut în ultima perioadă în spațiul public, demonstrează că acest partid promovează interesele unui stat străin, ceea ce înseamnă că acționează împotriva suveranității și independenței Republicii Moldova. Reprezentanții partidului Șor au venit cu o reacție. Aceștia au declarat că decizia ministrului Justiției este ilegală și că o vor ataca în instanță. Și liderul fugar al partidului, Ilan Șor, a postat o nouă filmare în care a declarat că PAS urmărește astfel să ia mandatele partidului Șor pentru a obține majoritatea constituțională în Parlament cu scopul de a modifica legea supremă și a renunța la neutralitate. Precizăm că în această vară, procurorii anticorupție au deschis un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidului Șor. Săptămâna trecută au fost efectuate mai multe percheziții la sediul central al formațiunii. 5 persoane au fost arestate preventiv, iar 17 au fost plasate în arest la domiciliu. Personajul principal în acest dosar este vicepreședintele partidului Șor, Marina Tauber, care a fost arestată pe data de 21 iulie. În prezent se află în arest la domiciliu. Aceasta este învinuită că a permis finanțarea partidului Șor de către un grup criminal organizat și că a falsificat raportul privind gestionarea financiară a partidului. Formațiunea neagă acuzațiile. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! O campanie care își propune să prevină discriminarea față de copii LGBT a ajuns subiectul unui fals distribuit de un partid politic. Mai multe vă spunem imediat în Telejurnal. Majorarea cu peste 70% a tarifelor pentru apă potabilă și canalizare este exagerată, iar conform metodologiei de calcul, prețul poate crește cu cel mult 65 de bani și nu cu 10 lei. Declarația a fost făcută de reprezentanții Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică după o întâlnire cu administrația societății Apă Canal Chișinău. Andrei a menționat că între anii 2019 și 2021, când curentul era mult mai ieftin, această întreprindere
nu a înaintat nicio cerere de ajustare a tarifelor. De aceea a acumulat un plus de 377 de milioane de lei, ceea ce ar trebui să ducă de fapt la o scădere a prețurilor plătite de populație. În concluzie, Andrei a sugerat furnizorului să-și îmbunătățească managementul. În urmă cu câteva zile, Apa Canal Chișinău a anunțat că nu-și mai poate acoperi cheltuielile din cauza scumpirii energiei electrice și de aceea a cerut creșterea tarifelor. În plus, societatea ar avea dificultăți să-și achite ratele la împrumuturile luate de la BERD și BI. Între timp, tariful la energia electrică ar putea crește din nou. Declarația a fost făcută de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu la un post privat de televiziune. Spânu spune că majorările ar fi un efect al distrugerii infrastructurii energetice a Ucrainei de către Rusia, ceea ce a generat un deficit mare de curent în regiune. Oficialul nu a exclus și posibilitatea unor deconectări. Cu toate acestea, decizia privind eventualele ajustări va fi luată la sfârșitul lunii noiembrie. În prezent, principalul distribuitor de curent pentru Republica Moldova este România. Prețul mediu de achiziție este de 180 de euro pentru un megawatt oră, de 3 ori mai mare față de cel achitat până acum, centralei de la Cuciurgan. Deficitul de curent pentru astăzi este de aproximativ 8,2%. Statele Unite ale Americii oferă Republicii Moldova un sprijin financiar nerambursabil de 19,5 milioane de dolari pentru consolidarea securității energetice și reducerea dependenței față de Rusia. Banii vor fi utilizați inclusiv pentru conectarea sectorului energetic al Republicii Moldova la sistemele europene. Un document în acest sens a fost semnat de către ministrul finanțelor de la Chișinău, Dumitru Budeanski, și directorul misiunii USAID în Moldova, Scott Hochlander. Acordul de asistență va intra în vigoare după ratificarea acestuia de către Parlament. Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, vizat în dosarul frauda bancară, a contestat luni la Curtea de Apel Chișinău încheierea instanței de fond care i-a aplicat în lipsă măsura de arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată încă în anul 2021 de magistrați. Curtea de Apel urmează să examineze joi recursul fostului deputat care a fost expulzat săptămâna trecută din Ucraina. Vladimir Andronachi, considerat unul dintre apropiații controversatului om de afaceri Vladimir Plahotniuc, a fost reținut în dosarul frauda bancară, iar de vineri își ispășește măsura preventivă în penitenciarul numărul 13. Andronachi are și statut de acuzat în dosarul Metal Feros, învinuit de crearea unui grup criminal organizat, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Un avocat din nordul Republicii Moldova a fost reținut astăzi de ofițerii CNA și Procuratura Anticorupție într-un dosar penal pentru trafic de influență. Potrivit anchetatorilor, el ar fi convins pe un deținut că poate influența o decizie a magistraților de la Curtea de Apel Bălți. I-ar fi cerut 30.000 de euro și i-ar fi promis că va obține casarea condamnării la 9 ani și 10 luni de închisoare pentru escrocherie. Avocatul a fost reținut în flagrant când primea prima tranșă de 5.000 de euro. Oamenii legii au făcut mai multe percheziții la domiciliul, în mașina și la biroul suspectului din Edineț. Avocatul riscă până la 6 ani de închisoare. Un individ de 35 de ani ar fi cerut 8.500 de euro de la o femeie de 54 de ani pentru a nu publica pe internet imagini intime cu ea. Bărbatul cu antecedente penale este originar din Leova. El a fost reținut în timp ce primea o parte din banii estorcați. Suspectul acționa în complicitate cu fratele său, care se află peste hotare. Suspectul a primit de la femeie de 54 de ani mai multe fotografii și înregistrări video cu aceasta în ipostaze intime. Apoi, individul a trecut la amenințări cu moartea, dar și cu publicarea pozelor și a cerut victimei suma de 8.500 de euro. După o lună de hărțuire, femeia a apelat la ajutorul poliției. Dacă bagi poliția, nu uita că eu sau persoana și
care nu mă cunoaște în față, nu mă văzut niciodată în viață, răduiește. Nu uita, din pușcărie îmi vine mai ușor să canturez viața cuiva. În ziua flagrantului, victima i-a transmis suspectului prima tranșă de 20.000 de lei. Pentru a nu fi recunoscut de polițiști, individul și-a schimbat pe drum haina, însă oamenii legii l-au pus imediat la pământ. Unde ești? De la Leova. De ce ai schimbat scurta? O să mă zbracă, mă mâsna. Cine? Așa-l că mă trâmbesc. Banii unii? La mine. Al doilea suspect, fratele individului reținut în flagrant, la fel a fost identificat și citat la poliție. Dacă nu se va prezenta, el va fi anunțat în căutare internațională. Cei doi riscă între 7 și 10 ani de închisoare și o amendă de până la 117.500 de lei. Partidul Socialiștilor este acuzat de răspândirea informațiilor false după lansarea campaniei sociale Copiii LGBT în școala ta. Într-o postare pe o rețea de socializare, PSRM susține că programul va fi studiat în mod obligatoriu de toți elevii din Republica Moldova. La rândul său, Ministerul Educației dezminte informația și consideră incorrectă politizarea subiectului. Copiii LGBT în școala ta este prima campanie de conștientizare privind drepturile copiilor LGBT din Republica Moldova. Proiectul se va desfășura în format online, organizat de Centrul GenderDoc cu sprijinul financiar al Regatului Țărilor de Jos. Într-o postare pe rețea socială, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a declarat că inițiativa este un atac la adresa familiei, valorilor tradiționale și a normelor etice. Mai mult ca atât, PSRM declară că proiectul se va regăsi în programul școlar, lucru care nu corespunde adevărului. Partidul Socialiștilor condamnă cu fermitate inițiativa de lansare în școlile din Republica Moldova a campaniei de promovare a LGBT. Este vorba despre organizarea paradelor gay, adoptarea convenției de la Istanbul într-o versiune inacceptabilă pentru societatea moldovenească și alte inițiative. Potrivit autorilor, campania care se va desfășura exclusiv în format online se adresează cadrelor didactice din Republica Moldova. Scopul proiectului este de a sensibiliza profesorii să le asigure copiilor LGBT un mediu educațional inclusiv. Este o campanie digitală care va avea loc numai pe rețelele sociale și ideea campaniei ar fi să vorbim despre bullying-ul în școli și să atragem atenția la bullying-ul pe care îl suferă copiii LGBT în școală. Această inițiativă nu are de-a face cu ministerul sau cu guvernul sau cu orice structură oficială. Este o campanie în cadrul unui proiect care a fost lansat și susținut de Regatul Țărilor de Jos. Și Ministerul Educației a venit cu o reacție la falsul distribuit de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Campania Copiii LGBT în școala ta nu a fost inițiată sau coordonată de Ministerul Educației și Cercetării. Referitor la comentariile unor politicieni, considerăm incorectă politizarea subiectului și nu comentăm declarațiile respective. Campania Copiii LGBT în școala ta se va desfășura pe parcursul lunii noiembrie și va putea fi urmărită pe canalele de comunicare ale organizațiilor GenderDoc și Centrul de Informare și Documentare privind drepturile copilului din Moldova și ale comunității Platforma Copiilor. Pavajul instalat pe strada Sciusev din centrul Chișinăului nu a rezistat prea mult. Zilele acestea, muncitori au început să scoată dalele, lucrările fiind autorizate de pretura de sector. Care este motivul, vă spunem în telejurnal. Un nou drum construit după standarde europene de calitate a fost inaugurat astăzi în raionul Cimișlia. Șoseaua are o importanță strategică pentru că face legătura între 5 localități din această zonă a Republicii Moldova. Construcția drumului a fost finanțată de Banca Europeană de Investiții. Lucrările la drumul M3 a început în 2019 și sunt derulate de compania din Turcia, care a construit și varianta de ocolire a orașului Sângerei. Drumul are două benzi de circulație pe toată distanța. Proiectul a inclus inclusiv construcția mai multor poduri și canale de scurgere a apelor pluviale. Costul total al lucrărilor se ridică la 30 de milioane de euro. În cadrul proiectului a fost reabilitat podul de lângă satul Porumbrei și au fost construite alte 7 poduri și 19 podețe. Șoseaua are o lungime de peste 19 km și trece pe lângă orașul Cimișlia și satele Iurievca, Porumbrei, Sagaidac, Gradiște și Coș Tangalia. Dacă e să vorbim de
Nota aș da un 10, dar eu întotdeauna fac 10 cu rezervă. Pe elementele de rezistență, noi avem garanțiile de exploatare. Vorbim aici pentru un drum de beton asfaltic între 15 și 18 ani. Este o parte importantă a traseului M3 care duce de la Chișinău la Giurgiulești. Astfel se va scurta traseul cu cel puțin 11-12 km. La inaugurarea șoselei au participat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Ianis Mezeix. Mă bucur să vedem finalitate. Știm că în ultimul deceniu am văzut multe segmente de drum pe care lucrările au tot întârziat. Acum, iată, vedem o schimbare de viteză și vedem pe toate traseele se lucrează. Unele dintre ele se dau în exploatare. I think it's a very European road if you look at the quality. And I think this is very symbolic also for the Moldova's European integration path, because now that you have candidate country status, I think it is even more important to integrate your economy with that of the European countries. Guvernul s-a împrumutat de la Banca Europeană de Investiții pentru construcția acestei șosele. Potrivit administrației de stat a drumurilor, până la sfârșitul anului se vor da în exploatare peste 200 de kilometri de drumuri reparate capital sau construite de la zero. Locuitorii municipiului Bălți ar putea rămâne de mâine fără apă potabilă la robinetă și fără serviciul de canalizare. Furnizorul de energie electrică din nordul Republicii Moldova, Feyenoord, a anunțat că va deconecta de la curent singurul distribuitor de apă pentru orașul Bălți din cauza unei datorii de 1,3 milioane de lei. În replică, primarul orașului Bălți spune că municipalitatea nu are datorii și cere ajutorul autorităților centrale. Aproape 120.000 de locuitori din Bălți au fost informați că de mâine ar putea rămâne fără apă la robinete. И газу или другим услугам можно найти альтернативу, но если город оставить без воды автоматически без канализации, это экологическая катастрофа, других слов нет. И город к этому не имеет никакого отношения. Situația s-a creat după ce societatea pe acțiune Aquanord, care prestează servicii prin apeductul Bălți-Soroca, nu-și mai poate plăti datoriile la energie electrică. Autoritățile din Bălți susțin că între APA Aquanord și Feyenoord există într-adevăr neînțelegeri, iar cei care vor suporta consecințele sunt locuitorii orașului. Я думаю, что правительство, сегодня изучив эти документы, вмешается в эту ситуацию и отключения не будет. Еще раз говорю, бельцы не должны Аквонорд ни одного бануться. То есть наш водоканал рассчитывается вовремя. То, что у них отношения между двумя экономическими агентами, мы не должны от этого страдать. У нас есть резервуары определенные, то есть какое-то время мы сможем работать. Мы набираем их постоянно, то есть у нас есть какой-то запас. Ну, незначительный, конечно, то есть это не... Grigorișin spune că vineri APA Canal Bălți a plătit ultima tranșă din restanța pe care o avea la Aquanord. Ultimii susțin că factura pentru luna septembrie nu a fost plătită integral. Reprezentanții Feyenoord, furnizorul de energie electrică din nordul Republicii Moldova, refuză să comenteze situația. În schimb, oamenii sunt îngrijorați de ceea ce îi așteaptă. Mulți sunt care cu copii mici și au nevoie de apă și de tot ce e necesar. E foarte rău asta, cred că fac să fie bine. La un numitor comun. Cum să rămâi fără de apă, fără de Bălți, fără de canalizare? Autoritățile din Bălți spun că au sesizat Comisia pentru Situații Excepționale despre acest caz. La rândul lor, reprezentanții guvernului spun că vor analiza situația. Continuăm cu alte știri. La început de noiembrie, șoferii dau nevală în serviciurile auto pentru a-și schimba învelopele de vară cu cele de iarnă. Astfel, conducătorii auto se asigură că primii fulgi nu îi vor prinde nepregătiți. Totuși, puțin dintre ei investesc într-un set de cauciucuri noi. Explicația este argumentată de creșterea prețurilor cu tocmai 20%. În aceste zile, la serviciurile auto din Chișinău, șoferii stau în rând pentru a-și schimba învelopele, dar și pentru a face revizia tehnică a mașinilor. Printre cei mai responsabili sunt șoferii care transportă pasageri. Până 1 noiembrie ne stăruim să fie schimbat, adică ducem pasageri, asta în siguranță, ca autorul. Prețurile cresc în preț de an și trece mai scump și mai scump, cred că scumpești tot. Cel mai important este aglomerația în perioada dată, adică când vine perioada de frig. Toți trebuie mai devreme, economisim timp și la sigur, pentru siguranță în trafic,
că când se încep ploile, înghețurile, deci este pericol. Nimic nu costă atât cât siguranța. Siguranța nu costă niciun ban, absolut. De asta tot timpul alegem un serviciu de calitate înaltă. De-am decurs de 3 săptămâni deja s-a început lucru intensiv. Anii trecuți vin eu când cădea de-am zăpada, când vin eu de-am cu mașina fermatul. Reprezentanții magazinelor auto spun că în acest an au vândut mai puține anvelope de iarnă, după ce prețurile au crescut cu 20%. Cene o 1000 lei до 2-3 тысяч лей, смотря какие размеры и какие марки шин. В принципе, по сравнению с прошлым годом, соответственно, цены, к сожалению, выросли где-то на процентов 20, но люди готовы все равно приходить и покупать, потому что, в принципе, зимние шины должны быть в любом случае на машине. То есть, здесь очень много факторов. Выросли сам каучук, натуральный, синтетический, в принципе, который используется при производстве шин. Доставка, логистика очень сильно выросла. Experții auto le recomandă șoferilor să investească într-un set calitativ de cauciucuri, atât pentru siguranța lor în trafic, cât și a pietonilor. Cauciucurile de vară, când temperatura scade la plus 5, plus 3, plus 7 grade undeva, ele devin mai duri. Eficiența frânării, evident că e mai proastă. Vis-a-vis de cauciucurile de iarnă, care nu așa tare se reflectă la temperaturile joase. Adică ele rămân tot flexibile. Pe când cauciucurile de vară devin duri. Aderența cu asfaltul, evident că e diferită. Și pentru schimbarea anvelopelor, șoferii plătesc în acest an un preț mai mare cu aproximativ 25%. Pentru a spori securitatea în trafic, din 1 noiembrie până în 31 martie, șoferii sunt obligați să circule cu faza scurtă a luminilor și pe timp de zi. Saloane moderne și cabinete dotate cu echipamente performante sunt acum la dispoziția femeilor însărcinate din zona de sud a Republicii Moldova. Etajul 2 al Centrului Perinatologic de la Spitalul Raional Cahul a fost inaugurat astăzi, după ce a fost renovat și utilat cu sprijinul Guvernului SUA și al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație. Medicii spun că echipamentele noi sunt extrem de importante, mai ales pentru pacientele care suferă complicații. Anual în maternitatea din Cahul se nasc circa 1000 de copii. 10% dintre bebeluși au nevoie de îngrijiri speciale. În același timp, 5% dintre paciente suferă complicații. Echipamentul donat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație era extrem de necesar pentru acordarea asistenței medicale calificate în asemenea situații. Acest echipament să ne permită să identificăm la timp acele dereglări în funcțiile vitale atât a mamelor cât și a nou-născuților vor beneficia de asistență medicală mai calitativă și îngrijiri și condiții hotelierii mai bune în jur de 800.000 de pacienți, nu numai din raionul Cahul, dar și din regiune. Pentru renovarea etajului 2 al maternității din Cahul, Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova a oferit $400.000. Acum fiecare salon are grup sanitar propriu și duș, iar medicii ginecologi își vor consulta pacientele în cabinete mult mai bine dotate. Am reușit să renovăm și să dotăm maternitatea prin diferite programe de asistență a la SUA. Este o investiție a guvernului SUA și a poporului american în sănătatea, siguranța și bunăstarea femeilor și familiilor din Republica Moldova. Este vorba despre igienă, este vorba despre condiții alimentare, blocuri sanitare modernizate, saloanele pentru atât pentru intervenții, cât și pentru staționare. Noi anterior am venit cu o contribuție mică pe partea de mobilier pentru a susține acest proiect. Până în 2019 și etajele 3 și 4 ale maternității au fost renovate. Lucrările au costat aproximativ 6 milioane de lei. Toate încăperile unității sanitare au fost dotate cu sprijinul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație. Consiliul Raional, ultimii 5 ani, a investit peste 27 de milioane de lei, ceea ce înseamnă reparația etajului 3 și 4, nemijlocit și alte facilități care
Cu siguranță noi am rămas și rămânem aici ca să contribuim pentru sănătatea cetățenilor noștri din Raionul Cahul. Centrul perinatologic al Spitalului Raional Cahul a fost construit în anul 1989. În total, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație va dota 22 de săli de naștere din Republica Moldova cu echipamente medicale moderne. Valoarea totală a acestor aparate, care vor fi instalate pe parcursul următoarelor luni, este de $1.800.000. Războiul din Ucraina și riscurile din regiune au înghețat investițiile străine în Republica Moldova. Este concluzia reprezentanților Asociației Investitorilor Străini, făcută în cadrul unei conferințe internaționale la Chișinău. Scopul reuniunii este de a încuraja parteneriatul dintre oamenii de afaceri, străini, guvern și societate. În acest an, doar 10 companii străine au fost interesate să investească în Republica Moldova. Jumătate dintre acestea sunt din România. Este cel mai mic număr din ultimii ani. Chiar dacă interesul pentru Republica Moldova este mare, oamenii de afaceri evită să vină în țară din cauza războiului din Ucraina, a crizei energetice, dar și a lacunelor din legislație. Războiul de la Est este un factor care, în acest moment, cu siguranță, ridică semne de întrebare pentru potențiali investitori. Cel puțin din România vin companii, am reușit să atragem companii. Nu este normal, nu acesta este potențialul Republicii Moldova și continui să susțin ceea ce spun de ani de zile. Moldova este o destinație de investiții, contează doar ca premizele acestor investiții să fie asigurate. Investitorii au vorbit despre prioritățile de care ar trebui să beneficieze mediul de afaceri și care, potrivit lor, ar trebui să se regăsească în strategie de dezvoltare națională Moldova Europeană 2030. We insist that the most important priority for Moldova remains the cardinal reform of justice in our country. Active monitoring control of its functioning. The current authorities are in solidarity with us, but this reform is being implemented slowly, as we think. Premierul Natalia Gavrilița și președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Dumitru Alaiba, au declarat că într-o perioadă de criză autoritățile se concentrează pe reforme pe termen mediu și lung. Cel mai dificil lucru este că avem un nivel înalt de incertitudine. Businessul iubește stabilitatea, businessul iubește predictibilitatea. Am pregătit și o foaie de parcurs pentru dereglementare și analizăm oportunitatea creării Institutului Ombudsmanului Businessului. Săptămâna aceasta vom ieși și cu propunerile pentru politică fiscală. Statul trebuie să confirme încă o dată că tratează businessul drept agent al schimbărilor și partener de dezvoltare. Agenda pro-business rămâne încă în urmă, dar aceasta este doar motiv de a accelera eforturile în direcția asta. Din Asociația Investitorilor Străini în Republica Moldova fac parte 23 de membri din 15 țări. Aceste 23 de companii au contribuit la economia Republicii Moldova cu 2 miliarde 200 de milioane de euro, ceea ce ar fi aproximativ 18% din PIB-ul Republicii Moldova. Companiile care fac parte din Asociația Investitorilor Străini activează în toate domeniile economiei Republicii Moldova: agricultură, auto, vinificație, petrol, telecomunicații, IT, sănătate. Se scoate pavajul abia montat pentru a se planta flori. Se întâmplă în centrul istoric al Chișinăului, pe strada Sciuse, unde angajații de la Spații Verzi scot dalele. Trecătorii au rămas nedumeriți. În schimb, reprezentanții Preturii Buiucani spun că au autorizat aceste lucrări. Angajații de la Spații Verzi spun că pregătesc terenul pentru campania de plantare a arborilor, care va începe în această sâmbătă. Și autoritățile municipale susțin că au pregătit 60.000 de pomi și arbuști, care, se pare, vor fi sădiți și pe trotuare. Este mult înțepat. Tot dumneavoastră ați scos pavajul? Nu. Care l-au pus? Cei care l-au pus, l-au scos. Și acum dumneavoastră săpați? Da. Dar nu credeți că trebuia săpat până a fi pus pavajul? Nu ne-a spus. Cum au schimbat planurile, tăcile, așa și noi. Gata. Dar se întâmplă așa de multe ori să munciți de două ori sau să vă întoarceți? Îmi plăci de vreo trei ori să mușești pe același loc. Așa e indicația de la dânsi. Dar vi se pare că e o lucru în plus? Asta adică în lume, așa e. Trecătorii au rămas nedumeriți când au văzut gropile care au răsărit printre pavaj. Dar voi nu știți în ce țară noi trăim. Mai mult nu pot să spun. Gata. Dacă
au pus trotuar a stabilii, dacă pun copaci acum, asta e tot normal. Я не уверен, что вот эту плитку, которую снимут, потом куда-то выбросят или спишут. Может быть, и поставят в центре такую же плитку на других улицах. Нет проблем. Если ее, конечно, не спишут. Репрезентанții преторii Buiucani susțin că lucrările au fost planificate, iar pavajul scos va fi montat pe strada Calea Ieșilor. Pentru fiecare metru pătrat de pavaj, municipalitatea a plătit 300 de lei. A mai fost situație. Uitați, acolo erau niște copaci. În momentul în care au instalat pavajul, nu au putut să facă până la capăt, pentru că ziceau că nu au autorizație de la spații verzi sau ceva de genul ăsta. Probabil că sunt niște proceduri interne care îi împiedică să facă lucrul ăsta. Tehnologic este mult mai comod de a instala tot pavajul, apoi a decapa porțiunea care este necesară pentru alveolă. Eu înțeleg că toți la noi sunt specialiști în toate, însă sunt oamenii care lucrează în construcții și ei o fac cum este mai comod. Primăria Chișinău a început instalarea pavajului nou în centrul istoric al Chișinăului pe o suprafață de 92.000 de metri pătrați. La amenajarea zonelor pietonale va fi folosit pavaj alb și gri. Valoarea proiectului este de 126 milioane de lei, iar perioada de implementare este până în decembrie 2023. Mai multe pachete care pluteau în apele Oceanului Pacific și în care erau stupefiante au fost pescuite de Marina Militară Mexicană. Cât ar fi valorat drogurile pe Piața Neagră, aflați în telejurnal. Între 6 și 12 noiembrie, un pluton al Armatei Naționale a Republicii Moldova participă la un exercițiu în poligonul Dealul Vulpii din județul Neamț, România. În cadrul aplicației, militarii din Brigada de Infanterie Motorizată Moldova se instruiesc alături de colegii lor din Brigada 15 mecanizată, podul înalt a Armatei Române. Antrenamentele au drept scop sincronizarea activităților operaționale între militarii celor două unități. Exercițiul face parte din programul de activități externe al Ministerului Apărării și Armatei Naționale pentru anul 2022. Armata rusă a pierdut peste 77.000 de soldați de la începutul invaziei în Ucraina. Datele au fost anunțate de oficialii de la Kiev în condițiile în care cele mai grele lupte din aceste zile se duc în regiunile Kherson și Donetsk. Cât despre eventuale negocieri pentru încetarea focului, autoritățile de la Kiev au subliniat că discuțiile pot avea loc doar atunci când Vladimir Putin nu va mai fi la putere. În acest timp, armata Rusiei a început o serie de manevre militare în Belarus cu forțele locale în apropierea graniței cu Ucraina. Statul major al armatei ucrainene a anunțat că 77.170 de soldați ruși au fost uciși de la începutul războiului pe 24 februarie. Numai în ultimele 24 de ore ar fi fost eliminați 710 militari ai Moscovei, susțin comandanții de la Kiev. Chiar și președintele Volodymyr Zelensky a menționat că sute de militari ai Kremlinului mor zilnic în luptele din regiunea Donetsk. Донеччина залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів. Вони гинуть сотнями щоденно. Земля перед українськими позиціями буквально завалена тілами окупантів. Liderul de la Kiev a spus că rușii au bombardat aproximativ 50 de localități de pe teritoriul Ucrainei. Analiștii militari britanici susțin că dacă Ucraina nu primește urgent echipamente de apărare aeriană, Rusia își va intensifica bombardamentele. Experții susțin că Moscova ar recurge la o strategie similară celei din Siria, de distrugere totală a orașelor. Până acum, 2,4 milioane de ucraineni au rămas fără locuințe din cauza atacurilor rușilor. În acest timp, soldații ruși desfășoară manevre militare comune cu cei ai regimului de la Minsk, Republica Belarus. Presa de la Kiev susține că militarii ruși și belaruși formează grupuri de luptă care ar putea ataca Ucraina. Statele Unite mențin canale de comunicare deschise cu Rusia pentru a preveni o degenerare a conflictului. Totuși, consilierul pentru securitate națională, Jake Sullivan, a declarat că Rusia a ignorat toate principiile internaționale prin invadarea Ucrainei. You cannot go purchase drones from Iran and crash them into homes and civilian power generation facilities to try to terrorize a population. Basic principles that Russia has completely flouted.
to the cost, the great human cost of the people of Ukraine, and to the cost of stability and security far beyond Ukraine in Europe. Kievul a subliniat că nu va negocia cu regimul condus de Vladimir Putin și că discuțiile cu Rusia s-ar putea relua numai după ce Kremlinul se retrage din toate teritoriile ocupate din 2014 până acum. Americanii iau astăzi o decizie care l-ar putea creiona cu linii groase viitorul. Cetățenii aleg dacă merg mai departe pe mâna democraților sau le dau republicanilor o șansă. Avortul, armele de foc, sistemul de sănătate, toate sunt pe buletinul de vot, spune Joe Biden. Despre cine se va duce puterea în Congres, ne spune trimisul special al știrilor TVR în Statele Unite, Ramona Avramescu. Toate locurile din Camera Reprezentanților, 35 din 100 de locuri în Senat și 39 de funcții de guvernator. Toate se pun la bătaie în aceste alegeri din Statele Unite. Bătălia cea mai strânsă este cea de la Senat. Acolo republicanii au nevoie să întoarcă votul într-un singur stat controlat în acest moment de democrați și obțin majoritatea în Senat. În condițiile în care alegerile au loc pe fondul unei stări generale de oboseală, de nemulțumire a populației. Sondajele arată că mai mult de jumătate dintre americani consideră că țara merge într-o direcție greșită după 2 ani de pandemie și cu o rată record a inflației. Sunt foarte puțini cei care se îndoiesc de o victorie a republicanilor în aceste alegeri. De fapt, întrebarea în rândul majorității comentatorilor politici de aici din Statele Unite nu este dacă vom asista la o victorie a republicanilor, ci cât de mare va fi valul acestei victorii. De partea cealaltă, democrații au mizat pe starea de nemulțumire provocată de după ce Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite a anulat decizia istorică Roe v. Wade, care garanta la nivel federal dreptul la avort. Ei bine, sondajele recente arată că după nemulțumirea reală stârnită la acel moment, în urmă cu câteva luni, preocupările americanilor sunt în acest moment starea economiei, accesul la educație și sănătate sau combaterea infracționalității. Războiul, politica de securitate, relația cu Ucraina și cu NATO, teme care ne preocupă foarte mult pe noi în Europa, au lipsit aproape cu desăvârșire din această campanie. Milioane de britanici cu venituri mici vor primi de astăzi un ajutor de 324 de lire sterline pentru plata facturilor la energie. Banii vor fi virați direct în conturile beneficiarilor. În cadrul programului de sprijin pentru populația defavorizată care nu își poate plăti facturile, guvernul de la Londra a alocat 650 de lire sterline de familie, iar această plată este a doua tranșă. De asemenea, cei care primesc acest sprijin beneficiază și de o reducere de 400 de lire la facturile de energie, ce vor fi achitate eșalonat până în martie. În timpul iernii, guvernul mai sprijină și 8 milioane de gospodării cu 300 de lire sterline pentru combustibilă. Statele Unite își întăresc prezența în sudul Europei. Portavionul George Bush a ancorat în portul croat Split după ce a participat la manevre militare cu forțe din această țară și din mai multe state europene, inclusiv România. Nava face parte din clasa Nimitz și este una dintre cele mai puternice din flota Statelor Unite. În mod normal este staționată în portul Norfolk din Virginia. Incident armat la granița Bulgariei cu Turcia. Un polițist bulgar a fost împușcat mortal după ce un grup de migranți aflat de cealaltă parte a frontierei a deschis focul. Incidentul, primul de acest fel raportat în zona de frontieră dintre cele două state, a fost aspru condamnat la cel mai înalt nivel, iar președintele bulgar a cerut convocarea ambasadorului Turciei pentru a discuta despre o anchetă comună urgentă. Incidentul a avut loc aseară într-un sat din sud-vestul Bulgariei. Un polițist și un militar inspectau o gaură în gardul de la frontiera cu Turcia când asupra lor s-a abătut o ploaie de gloanțe. Polițistul a murit pe loc. Este prima situație de acest fel, iar ministrul bulgar de interne, care a mers astăzi la fața locului, a promis că este și ultima. Dotucă ние сме се стремили нашите служители да изпълняват задълженията си без
да причиняват щети ненужни на тези хора, които се опитват да преминат границата. Но при такава агресия, която ескалира, която стига до използване на огнестрелно оръжие, от тук нататък ние ще отговорим с необходимата сила на тази агресия и ви уверявам, че ако има инциденти на границата, няма да се посока на наши служители. Oficialii bulgari spun că asupra oamenilor lor au fost trase între 10 și 15 focuri de armă, iar grupul de migranți a fugit. Incidentul a fost aspru condamnat și de președintele Bulgariei. Аз очаквам външно министерство да извика турският посланник да поиска обяснение, да поискаме пълно разследване, дори съвместно, но този случай категорично трябва да бъде установен. Incidentul de aseară este doar cel mai recent din ultima perioadă. În luna august, doi polițiști au murit după ce un autobuz cu migranți ilegali le-a lovit în plin mașina de serviciu în timpul unei urmăriri pe străzile orașului Burgas. Atunci, autoritățile de la Sofia au ordonat întăriri și au desfășurat la granițele cu Turcia și Grecia 350 de soldați care să ajute forțele de ordine. Bulgaria este una din principalele rute terestre ale migranților din Orientul Mijlociu către Europa. Potrivit cifrelor oficiale, anul acesta până luna septembrie la granițele Bulgariei au ajuns peste 85.000 de migranți, dublu comparativ cu tot anul 2021. Captura impresionantă de droguri în Mexic. Marina militară mexicană a pescuit mai multe pachete care pluteau pe apele Oceanului Pacific, în care se presupune că erau stupefiante. După recuperarea sacilor, oamenii legii au constatat că era vorba despre un transport de cocaină. Marfa cântărea numai puțin de 1,3 tone, iar valoarea ei pe piața neagră este de peste 35 de milioane de dolari. Captura de droguri a avut loc în largul statului mexican Chiapas, unul dintre cele mai cunoscute locuri pentru traficul de droguri din acest stat nord-american. În general sunt considerați dăunători, dar o companie tanzaniană dresează șobolani pentru operațiuni de salvare. Imagini cu rozătoarele la treabă vedeți imediat în telejurnal. Președintele Klaus Iohannis a declarat la conferința pentru schimbări climatice din Egipt că România este dispusă să colaboreze pentru reducerea riscului dezastrelor naturale. Liderii lumii reuniți la Sharm el-Sheikh au putut discuta aspecte legate de adaptarea la schimbările climatice, răspunsul la dezastre naturale și alerta timpurie cu privire la situațiile de risc. Președintele Klaus Iohannis a participat la masa rotundă pe tema schimbările climatice și sustenabilitatea comunităților vulnerabile în cadrul Conferinței Națiunilor Unite privind schimbările climatice din Egipt. În discursul său, șeful statului român a subliniat că educația ar putea fi o soluție pentru criza climatică. In this regard, in Romania, we are putting forward measures such as a digital platform with educational resources on climate change, a green week during the school year, as well as a network of green schools and sustainable educational infrastructure. Pe de altă parte, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a atras atenția că liderii prezenți la reuniunea din Sharm el-Sheikh trebuie să acționeze pentru a limita pagubele provocate de schimbările climatice. We know that every kilowatt hour of electricity that we generate from renewable sources like solar and wind and green hydrogen is not only good for our climate, but also good for our independence and our security of supply. Comisia Europeană a stabilit un obiectiv de a produce 10 milioane de tone de hidrogen regenerabil în Europa și de a importa aceeași cantitate până în 2030. De asemenea, președintele Comisiei Europene a semnat un memorandum de înțelegere cu premierul Kazahstanului privind un parteneriat strategic între cele două părți. Milioane de oameni au avut astăzi șansa să admire o eclipsă totală de lună. Fenomenul astronomic, al cărui punct maxim a fost în jurul orei prânzului, ora României, a fost vizibil pentru locuitorii din cele două Americi, Australia și părți din Asia. Eclipsa are loc atunci când luna este perfect aliniată cu Pământul și Soarele, iar în punctul maxim este complet acoperită de umbra Pământului. Acest fenomen îi dă și un aspect roșiatic, supranumit luna sângerie. Următoarea eclipsă totală de lună va avea loc abia peste 3 ani, în 14 martie 2025.
Șobolanii se dovedesc a fi foarte utili în caz de calamitate. O companie tanzaniană dresează rozătoare pentru operațiuni de salvare. Șobolanii gigant sunt dotați cu un mic dispozitiv de localizare și odată ce au ajuns la țintă, operațiunea de căutare se simplifică. Rozătoarele își fac loc printre dărâmături cu foarte multă agilitate. Când depistează ținta, în cazul de față un om aflat în nevoie, micul sistem pe care îl poartă pe spate declanșează un semnal acustic. Când își încheie misiunea, primește recompensa. Așa se desfășoară antrenamentele acestor șobolani uriași africani. The main reason for choosing this species is that they're relatively long-lived. So your average rat that you might see in the UK or something like that typically lives about 2 to 3 years, whereas our rats can live up to 8 to 10 years in captivity, which means that even after the training, which can take 9 months to a year, they still have quite a long working career ahead of them. Așadar, mamiferul dresat pentru operațiunile de salvare provine din Africa. E o specie extrem de inteligentă, mult mai mare ca dimensiuni și mai longevivă decât rudele sale comune. Câinii pe care echipele de salvare îi folosesc în continuare sunt de multe ori limitați de gabarit în operațiunile foarte dificile. Șobolanul uriaș african se poate strecura însă prin orice crăpătură și asta îl face deja un erou. Rozătoarele sunt dresate deja de câțiva ani și pentru operațiunile de depistare a minelor. Creștinii ortodoxi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Dumitru, izvorătorul de mir și mare făcător de minuni. În lăcașurile de cult au fost oficiate slujbe închinate martirului, iar mai multe localități din Republica Moldova își sărbătoresc hramul. De dimineață, biserica satului Bujorău, ca din orașul Soroc, al cărui ocrotitor este Sfântul Dumitru, a fost plină de credincioși veniți să se roage pentru pace și sănătate. Oamenii spun că în aceste vremuri tulburi, biserica este locul unde vin să-și regăsească speranța. Astăzi este o sărbătoare mare, Sfântul Dumitru. Vine să ne rugăm pentru sănătatea celor dragi, a familiei, a celor care ne înconjoară și să participăm la hramul bisericii. Ne-am adunat astăzi la Sfânta Biserică pentru a-l cinsti în rugăciuni pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, pentru a ne ruga pentru sănătate, pace și liniște sufletească. După slujbă, toți noriașii se adună pentru a sărbători hramul. Dumnezeu, într-o părăția sa, pe frații noștri. Biserica Sfântul Dumitru este una dintre cele mai vechi din raionul Soroca. Ne rugăm Sfântului Dimitrie ca să mijlocească acolo sus, la prestolul dumnezeieștii treimi, pentru pace. Repet, pentru pace în țara noastră, pentru pace în țara vecină, Ucraina. Sfântul Dumitru a fost un martir creștin, făcător de minuni și tămăduitor. În tradiția populară este considerat ocrotitorul gospodăriilor, al căminului familial și patronul păstorilor, iar despre această zi se spune că marchează începutul iernii. Aproape 60.000 de basarabeni poartă numele de Dumitru. Să vedem acum cotațiile valutare stabilite pentru mâine de Banca Națională a Moldovei. Valoarea dolarului american scade până la 19 lei și 30 de bani, cu 4 bani mai puțin decât ieri. Moneda europeană se va tranzacționa cu aceeași valoare, 19 lei și 30 de bani. Leul moldovenesc va fi cotat la 3 lei și 94 de bani, hrivna ucraineană va fi 52 de bani, iar rubla rusească 31 de bani. Cum va fi vremea mâine, aflăm chiar acum de la meteo. Bine v-am găsit! În Republica Moldova, vremea se răcește treptat. De la o zi la alta, temperaturile devin din ce în ce mai scăzute, mai ales pe timp de noapte, iar norii pun stăpânire pe întreaga țară. La noapte, cerul va fi variabil, iar temperaturile minime vor porni de la 1 grad la Soroca și vor ajunge până la cel mult 6 grade la Cahul. Mâine, momentele cu soare vor alterna cu cele cu nori, iar valorile termice vor ajunge până la 15 grade. La Chișinău se vor înregistra 5 grade la noapte și 14 grade mâine în condițiile unui cer variabil. În România, după o perioadă destul de lungă, cu temperaturi mult mai ridicate decât cele normale, treptat vremea va intra într-un proces de răcire care va fi însoțit de precipitații în mai multe regiuni ale țării. Mâine, maximele vor varia între 10 și 20 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florina Constantinescu și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!
Final de telejurnal, doamnelor, domnilor, știrile noastre le găsiți și pe tvremoldova.de sau pe pagina noastră de Facebook. Rămâneți aproape, imediat începe emisiunea Punctul de Azi. Sunt Vadim Cheptănaru și vă mulțumesc pentru atenție. Seară frumoasă să aveți, pe curând!